Cucu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit, dragi prieteni. În continuare îmi place cum spune Bebe Cotimanis și v-am spus că zice și băiețel meu de acasă, exclusiv VIP. Da, doamnelor și domnilor, în această zi de 9 martie, ieri a fost ziua femeilor, azi este ziua bărbaților. Nimic mai plăcut, nimic mai interesant, este absolut minunat că suntem unii lângă ceilalți. Azi e cu 40 de pahare, vă rugăm să consumați responsabil, mai bine emisiune în timpul celor 2 ore în care avem surprize absolut extraordinare. Avem în momentul acesta un moment sfâșietor. Exclusiv un sfâșietor între un tată și un copil. Veți afla astăzi cum arată o femeie din viața unei celebrități. Veți afla și veți vedea care este bucuria unei celebrități. Aici o să fie o nebunie astăzi și o să avem și un moment de mare, mare nostalgie. Ei bine, acum vă propun să trecem la primul subiect, pentru că, cu siguranță, lucrul acesta vă va face să vă gândiți foarte bine la ce probleme aveți voi și dacă problemele noastre din viață sunt atât de importante față de momentele grele, cumplite, prin care trece acest băiețel pe care îl vedem firav, dar atât de puternic. Dragi prieteni, vă propun în acest moment să vedeți o dedicație pe care Leo o face mamei lui și tatălui lui, așadar Leon, fiul lui Camara, în acest moment în fața dumneavoastră. Leon, ești un erou. Ai legătura. Tu pe cine iubești? Pe tata. Plin de viață, luptător și cu o ureche muzicală remarcabilă, Leon a transformat momentele grele din cei 7 ani în gingășie și dragoste față de cei care au grijă de el. Ce am zis noi că o să cântăm când mergem pe picioarele noastre proprii? Champs-Élysées. Și unde sunt Champs-Élysées? Unde sunt? La Paris. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Rideți pe mine, că sunt cânteu băiatică. Y avait. Și? Champs-Élysées. Cine te învață pe tine toate lucrurile astea? Că eu te-am urmărit pe tine și pe pagina de Facebook a lui tati și am văzut că ești foarte deștept și știi foarte, foarte multe lucruri. Ia, cine te învață? Tata. Și mai cine? Bona. Și mai cine? Mama. Și mai cine? Nu știu. Și buni. Vezi că ai o grămadă de oameni care te iubesc. Tu pe cine iubești? Pe tata. O, și pe mama cine mai iubește, Leon? Pe mama. O, Doamne, o, Doamne, dragostea mea, iubirea mea. Leon iubește intens și se bucură de orice clipă în care îi se oferă atenție. În inima lui e loc pentru oricine. De altfel, micul luptător speră că, într-o zi, nimic nu îl va opri să se joace ca orice copil sănătos. Leon, dar ce-ți place ție cel mai mult? Să te joci cu prietenii tăi. Dar ce-ți place să... în ce îți place să te dai? Opa. Cei doi camarazi nu ratează niciun moment de distracție împreună, iar Leon e un copil pus pe glume. Zâmbetul lui îți dă forță și speranță. Ai adormit? E rușinat? Nu. Ia zi, și? Dacă nu e nimeni, atunci mă culc la loc.
E cineva aici, uite-ne. La naștere, micuțul nu a fost pus în incubator, deși se născuse la 8 luni și mai puțin de 3 kg. De atunci au trecut aproape 7 ani, 6 operații și sute de ore de recuperare medicală. Pe 19 martie plecăm la Timișoara, unde o să vină doctorul care l-a operat. Vor stabili când anume va fi operația în luna mai. Ce operație ți-a făcut doctorul Nazarov? Cum se numește? Miotenofasciotomie. Exact, miotenofasciotomie, cea de-a doua operație de alungire de mușchi. Deocamdată poartă ortezele care au venit acum din Spania, cu încălțări cu tot, sunt speciale în acest sens, pentru a îndrepta picioarele. Și ușor, ușor să vedem ce se va întâmpla. Zi de zi, Leon petrece ore bune în sala de recuperare alături de cei care îl fac bine. Iar în luna mai, timp de 2 săptămâni, va începe recuperare intensivă tot la Timișoara. Mama lui, alături de Camara, face tot posibilul ca micul luptător să poată avea o viață cât mai aproape de normal. Motiv pentru care Leon nu a ratat ocazia să-i ureze cele mai importante femei din viața lui la mulți ani, la început de primăvară. Te-am tăiască, mami să tăiască, cama să tăiască, la mulți ani. Da? Dragostea mea, iubirea mea, doamne. Tu pe cine iubești? Pe tata. Păi, oamenilor, noi acum te rămâdem în leagăne, că ne așteaptă bunicuța lui. Gândiți-vă bine, previind lupta lui Leon, gândiți-vă bine ce e important în viața asta și dacă e ceva mai de preț decât sănătatea. Luptați pentru asta și când vă e greu și aveți senzația că spuneți nu mai pot, gândiți-vă la acest material cu Leon, care este unic prin legătura extraordinară dintre tată și fiu. Ei bine, dragii mei, să știți că am în fața mea iarăși o invitată pe care o consider numărul 1, pentru că în acest an în care am fost în online, este recordmenul meu de audiență, vin sute de mii de oameni să o urmărească. Ce trebuie să știți despre acest moment și de ce este important să știți chiar acum? Pe 9 martie, chiar acum trebuie să vă spun că ceea ce urmează în viața voastră de mâine, de poimâine, presupune niște riscuri. Există riscul de furt, riscuri foarte importante, apropo de sănătate, care apar în viața voastră. Barometrul de astăzi, reputatul astrolog Cristina Demetrescu, să rămână, Cristina. Eu cu tine am avut noroc întotdeauna. Să fii sănătos, să-ți meargă totul bine. Ce să zic, fiecare cu norocul lui. Așa este, da. Cristina, ce urmează în perioada asta? Vreau să știu, am citit câteva lucruri pe care tu mi le-ai trimis și cu adevărat îngrijorarea este, se poate minți, apare riscul de furt, trebuie căutate mai rapid soluții. Pe de altă parte, e vorba în perioada asta și putem să ne gândim chiar la nivel de țară, ignoranță, indecizie. Stați cu sufletul la gură și ascultați ce spune Cristina în legătură cu ceea ce urmează. Da, sunt aceste conjuncturi care într-adevăr predispun la mai multă ignoranță și la mai multă lipsă de responsabilitate, dar ceea ce este foarte important de precizat este că în acest moment, mai precis undeva duminică, pe data de 13 martie, atunci când vom avea o lună nouă în Pești, ieșim totuși dintr-o energie în care primele două luni ale anului am fost ca și cum am fi fost băgați în niște cutiuțe și zdrângăniți bine de tot. Au fost niște energii rigide, blocante, iar acum sunt energii flexibile. Aceasta este
partea bună a lucrurilor. Chiar dacă prima parte a anului a fost mai concentrată, cum s-ar spune, este cea mai concentrată perioadă, practic, din tot anul. Și există niște consecințe pe care noi le resimțim acum. Dar din punctul meu de vedere sunt lucruri care sunt energii, care se relaxează și asta va simți fiecare om în parte, care a fost cumva marcat în această perioadă de tot felul de situații în care s-a văzut în fața unor probleme pe care nu a știut să le rezolve. Intrarea lui Marte în Gemeni tocmai asta și aduce în această perioadă. Lucrurile iau viteză, se găsesc soluții pentru că energiile astea sunt flexibile. Nu mai apare o situație blocantă, apar două, adică să fac așa sau să fac așa, da? Deci există mai multă flexibilitate. Și din punctul acesta de vedere, eu zic că intrăm într-o perioadă bună. Deci avem soluții, spre deosebire de ce a fost până în momentul de față, în care nu s-a văzut, nu s-au văzut soluțiile. Într-adevăr, se tensionează planetele pe zodii duble, care sunt mai superficiale, mai neserioase. Și așa cum ai spus și tu, apar aceste riscuri de pentru ignoranță. Pentru cine? Pentru care dintre zodii apar aceste riscuri? Nu este vorba neapărat despre zodii. Okay. Apare axa, este axa Gemeni-Săgetător, care în primul rând este o axa drumurilor. Odată ce intră Marte în Gemeni, poate să afecteze drumurile. Da? Deci, în primul rând, Marte este cel cu viteza și asta poate să conducă la accidente. Marte o să stea cam o lună și jumătate în zodia Gemeni, dar acolo este destinul. Atunci când o planetă agresivă se întâlnește cu destinul unor oameni, acolo este o problemă. Și după 18 iulie vom avea și luna neagră care intră aici. Deci aș vrea să atrag mai mult atenția asupra faptului că ce a fost foarte greu a trecut, se desfac anumite energii, dar acum se concentrează pe această axă care cuprinde drumurile. Tinerii, iată, tinerii sunt într-un moment mai vulnerabil în următoarea perioadă. Tinerii care învață, psihologia tinerilor, da, spre deosebire de anul trecut, când totul era nou, când, de exemplu, tinerii care au dat examene nu au avut toată materia de pregătit. Anul ăsta este mult mai serios, mult mai greu. Deci mare atenție la tinerii care au pierdut puțin teren cu această școală online. Străzile devin mai periculoase. Într-adevăr, Marte în Gemeni predispune la anumite furturi. Oamenii trebuie să-și asigure mai bine bunurile, casa, să nu uite niște lucruri pe undeva. Nu mai sunt niște drame atât de mari decât în contextul în care, să spunem, se produc anumite ciocniri, ciocneli, de asta se și atrage atenția, că în momentul în care tu știi că drumurile sunt proaste, nu mai faci drumuri pur și simplu. Hai să plecăm la drum, hai să plecăm la munte, hai să plecăm la mare. Vezi bine că sunt și drumurile sunt foarte aglomerate. Așa încât, repet, aceste energii flexibile ne vor ajuta să găsim mai bine soluții, ne mai relaxăm, să știi că informația generală nu este una proastă, este una bună, ne mai liniștim puțin, ne mai relaxăm, chiar dacă știrile sunt alarmante, vine valul nu știu cât și așa mai departe. Așa. O să vreau să te rog să-mi explici exact ceea ce urmează din punct de vedere al sănătății. Am citit ieri declarația doamnei Mahler, care a spus foarte clar, urmează valul 3, care vine, sau alaltă ieri, care este foarte brutal. Da, numai că, spre deosebire de anii trecuți, avem niște soluții în momentul de față. Se știe, știm ce să facem, o parte din populație este imunizată pentru că a avut boala și o altă parte de populație se vaccinează. Adică e adevărat că atunci când, undeva prin luna octombrie, când am făcut niște predicții pur și simplu și am văzut deplasarea unei quadraturi foarte agresive care a generat anul trecut pandemia de pe zodiile Berbec și Capricorn, pe zodiile Taur și Vărsător, lăsăm pe Pluton în spate, care distruge, dar am dat de Uranus, care ce face? Uranus este implicat foarte adesea în ceea ce înseamnă boli atipice. Da? Deci această multiplicare a acestor tulpine care este dat, Uranus aduce boli atipice, da? Lucruri scăpate puțin de sub control. Energiile sunt mult mai turbulente, dar se petrec, cum să spun, mult mai rapid. Adică se consumă aceste episoade mult mai repede. Dacă îmi dai voie, eu nu sunt atât de îngrijorată de ceea ce urmează, că practic în toată această perioadă eu am cam urmărit cum au stat planetele și am văzut lucruri mai rele decât atât. Punctul maxim este acest 13 martie, în sensul că noi venim din 11 februarie cu o lunație proastă. Lunație înseamnă ceea ce se produce pe parcursul unei luni, da, în care
Tot ce ține de zodia vărsătorului este prinsă, reprezintă, să spunem, afectare la nivel colectiv. Odată ce ieșim din această conjunctură, iată, Venus acum este în Pești. Asta poate să ajute la sănătate. Da? Aș spune la momentul de față și aș îndrăzni să spun la momentul de față că soluțiile se cunosc. Poți să dai, nu știu, poți să dai un lockdown, dar ar fi bine să nu se mai sperie foarte tare. Să nu se mai sperie foarte tare populația. Pentru că panica asta creează tot felul de probleme. Eu așa văd anul. Îl văd mai relaxat, îl văd mai cu soluții, îl văd, cum să spun, progresist, dacă vrei. Adică sunt progrese care se pot face, pentru că în momentul în care stai cu, eu știu, cu pistolul la tâmple, te grăbești să găsești soluții pe care altă dată nu le-ai găsit. Dar doar vestea sau partea proastă a lucrurilor este că tinerii sunt un pic mai vulnerabili în această perioadă. Da? Tinerii sunt vulnerabili, da? Tinerii par, din cauza acestor planete care sunt în zodia Gemeni și care, iată, planetele anul trecut erau un Capricorn. Capricornul este o zodie care guvernează vârsta bătrână, ca să spunem așa. Dar aceste planete care sunt acum sunt mult mai trecătoare. Nu este ceva care să persiste și care să dureze atât de agresiv. În plus de astea, vin acele energii pe care noi, eu personal, le-am tot anunțat de la început, de la începutul anului trecut. Energiile vindecătoare. Și acum este Venus în Pești. Această lunație care se produce în Pești este foarte bună pentru așa ceva. Iar odată cu intrarea lui Jupiter, da, atunci când se produce pentru prima oară ceea ce am spus la un moment dat, vindecarea. Deci până atunci noi stăm într-o stare de alertă, da? Și tot ceea ce vine este ca urmare a aceleiași situații în care ne aflăm. Iar până spre final de 2022, da, se urmărește ieșirea din acest scenariu de pandemie. Adică nu va mai fi o pandemie, va fi altceva. Va fi o situație pe care probabil că o să o ținem sub control, sub o formă sau cealaltă. Ne întoarcem cu Cristina Demetrescu imediat. Mai sunt lucruri foarte interesante. Vă invit să ne căutați și pe Facebook, la Exclusiv VIP cu Cristi Vrancu, și pe pagina de Instagram. Orice fel de întrebare, orice fel de sugestie este importantă. Astăzi mai avem niște imagini unice, nu le-ați mai văzut niciodată, cu Laura Stoica, pentru că astăzi se împlinesc 15 ani de când Laura a plecat dintre noi într-un accident absolut cumplit, retezând viața ei, a copilului din Pântece și al soțului ei, plus alte surprize și filmări extraordinare. Ne întoarcem imediat, rămâneți cu Exclusiv VIP! Sunteți la Exclusiv VIP, da, suntem într-o zi de 9 martie, aveți grijă dacă ați început cu paharele, sunt convins că n-ați ajuns la 40, că n-ați mai fi în stare să vă uitați la emisiunea noastră. Sunteți la Exclusiv VIP cu Cristi Vrancu și astăzi avem alte surprize. După, o să aveți o exclusivitate senzațională după ce ne întâlnim cu Cristina Demetrescu, care are chiar în acest moment niște informații esențiale legate de relații, chestiuni sensibile legate de relațiile voastre și ce trebuie să faceți, și ea este o sursă zero. Sursă sigură. Aici veți vedea un dublu de neînvins. O să vedem și persoana, dacă avem puțină grijă, și persoana din viața Domnului. O super mega exclusivitate. Tot platoul o să se umple. O să vedeți cum, cu ce, și sperăm să scăpăm cu viața, să nu ne mănânce cineva care intră în platou acum. Să vedem ce va fi în continuare, pentru că Cristina ne spune. Bun, mă bucur, Cristina, că ești alături de noi. Îmi spuneai mai devreme că trebuie spuse câteva lucruri foarte importante legat de ceea ce înseamnă natura relațiilor în acest moment. Da, atâta vreme cât Marte și Venus, planetele implicate în relații, da, sunt cumva în conflict. Marte în Gemeni predispune la discuții în contradictoriu, certuri, neînțelegeri, minciuni, cum îți spuneam. Se poate fura căciula și la nivel mai mic, așa. Poate ne furăm între noi. Mai cât un basc, așa, știi, dacă zici, da, că căciula, adică, la nivel mai mic, adică căutăm rezolvări pe căi scurte, cum ar veni, să ieșim din anumite situații. Și atunci Marte în Gemeni poate să dea foc la discuții, pentru că este o planetă de foc. Dar Venus în Pește, mai ales că este prins foarte frumos, așa, într-o conjunctură foarte idealistică, vine și cu împăcarea, da? Adică avem și soluții. Cum îți spuneam, este o perioadă cu soluții, este o perioadă în care lumea se mai liniștește și se mai relaxează, pentru că are o cheie, are o soluție.
De aceea, chiar dacă Marte în Gemeni grăbește discuțiile și nu avem răbdare să ne ascultăm unii pe alții, totuși ar fi bine să o facem. Pentru că există întotdeauna o explicație, pentru că există întotdeauna o cauză pentru care s-au întâmplat anumite lucruri. Și atunci, ca să nu se producă suferință în plus, că așa se întâmplă când nu se înțelege om cu om și aceste axe duble, axa Fecioară-Pești, care este o axă a suferinței, și axa Gemeni-Săgetător, care este o axă a antitezei dintre adevăr și minciună, aș spune, atunci când aceste două axe se întretaie, se creează neînțelegere, dar pe de altă parte, dacă există răbdarea de a comunica, o să se deslușească și adevărul și cauzele, ne vom înțelege mai bine unii pe alții și iată, ne vom putea ierta. Vorbeai ceva de niște pahare puțin mai devreme. A început postul, dar nu despre asta vreau să vorbesc, pentru că pentru fiecare este, cum să spun, o chestiune personală. Așa este. Însă, faptul că avem o conjunctură foarte frumoasă în zodia Pești și pentru că este un an al miracolelor și va fi și 2022, avem această energie, putem jongla cu ea mai multă vreme. Este o perioadă cu atât mai mult cu cât această lună nouă din 13 martie vine cu lucruri noi. Este bine să ne punem dorințele, acele genuri de dorințe, acele tipuri de dorințe pe care avem senzația că nu ni le putem realiza. Poate sunt lucruri mai profunde pentru unii, poate pentru unii sunt lucruri mai superficiale, dar toate acele blocaje care poate până acum, cum îți spuneau, ne-au ținut într-o stare de tensiune maximă, se pot relaxa, se pot rezolva și putem să găsim chiar așa niște întâmplări foarte interesante, neașteptate, care să ne ajute să avem mai multă credință atunci când vedem că parcă este ceva deasupra noastră care, știi cum e, tu singur poate n-ai fi putut să rezolvi o situație în felul acela, dar te-a ajutat ceva. Deci, din acest motiv, probabil că ar trebui să ne concentrăm mai mult, de aia spuneam, să nu se mai agite populația, pentru că mentalul colectiv, cel puțin acum, în această fază a lucrurilor, anul trecut era foarte rău pe vremea asta. Așa adică este. Ne pregăteam de o situație pe care habar nu aveam cum o să o rezolvăm. Știi ce mi-aduc aminte de anul trecut pe vremea asta? Mi-aduc aminte că și anul trecut și astăzi este ziua mea de naștere. Eram într-un loc, într-un restaurant, domnul Iohannis anunța că o să se anunțe carantina și de a doua zi copilul meu nu a mai mers la școală. Da. Și de atunci lucrurile au continuat și a fost perioada aceea, mai ales Paștele la cumplit, în care nu ne-am văzut. Da, nu se fost... compară, eu zic că nu se compară. Deci anul ăsta va fi mai bine. Că se tot... Eu aud în continuă, carantină, Cristi, valul 3, tulpina africană, tulpina este foarte adevărat, vorbind despre, reiau puțin această problematică, Uranus și Saturn, care creează niște distrugeri la nivel, nu știu, poate colectiv, nu cele care au fost până acum. Până acum, nu știu dacă te-ai uitat sau dacă ai avut curiozitatea, aceste două luni au fost ca o tiribombă. Deci s-au întâmplat ziua și incendiu, ziua și catastrofele, ziua și... Ok, aceste două planete vor mai fi în tensiune în iunie și în decembrie. Deci, practic, ele stau cumva, acum s-au mai relaxat, stau cumva într-o quadratură, într-o tensiune între zodiile Taur și Vărsător, dar se vor mai strânge în iunie și în decembrie. Deci în iunie și în decembrie o să avem de asemenea o situație tensionată cu incendii. Dar nu ca cu... acum, pentru că acum au fost ciorchine de planete în Vărsător, ciorchine de planete în Taur și în Taur au fost malefici. De aceea spun că ne-am zgâlțit bine de tot. Acum sunt... pentru că viteza de propagare, uite, asta e prost, cu Marte în Gemeni, pentru că viteza de propagare a unor virusuri, de exemplu, poate să fie puțin mai mare, dar și rezolvarea este puțin mai diferită decât a fost până la momentul de față. Și această planetă Uranus, de care s-a îndepărtat Luna Neagră, care a viciat-o atunci când au început să se multiplice tulpinele, atunci, din octombrie până încoace, din octombrie anul trecut, a trecut Luna Neagră pe aici. Unde s-a produs chestia asta? În metabolismul unor oameni. Care ce? Care pur și simplu sunt atipici din punct de vedere medical. Adică unul n-a luat un virus și l-a ținut și a dezvoltat anticorpi. A mai dezvoltat un virus pe lângă, da? O tulpină în plus. Pentru că sunt astfel de persoane care au pe zona sănătății aceste marcaje, chiar acest Uranus pe o hartă natală care generează boli atipice. Da? Deci ăștia produc niște tulpini ciudate, da? Atipice. Și atunci Uranus în momentul de față este din ce în ce mai relaxat.
din ce în ce mai relaxat, înseamnă că nu se va relaxa că în iunie și în decembrie iar se întâlnește cu Saturn, dar nu va mai fi ca până acum. Și atunci eu am, încă o dată o spun, poate că, nu știu, am mai spus câteodată lucruri care nu păreau de mare încredere la bun început. Am toată speranța că în primul rând ne vom obișnui cu această situație. Eu aș da un sfat tinerilor să mai stea pe acasă în perioada asta. Atenție, deci un sfat important, rețineți, mai stați pe acasă în perioada asta, deși a dat soarele și umblați peste tot. Da, tinerii nu ascultă, am doi copii adolescenți și știu exact vorbesc de copii adolescenți extrovertiți. Mai sunt introvertiți care stau la calculator, ale mele nu stau la calculator. Ar fi bine pentru cam toți tinerii să înțeleagă că ar fi bine să depășim acest val, cum este el denumit. Mie nu mi se pare la momentul acesta în România vreun megaval. Adică nu, este, mi se pare doar puțină spumă, așa. Sunt mai multe val. Cazuri datorită unor relaxări, care în momentul în care eu am spus, dom'le, dar nu mai spun că poate și eu mi-am dorit să înceapă școala, dar școala s-a deschis pe Mercur retrograd. S-a deschis pe Mercur retrograd să se închidă la loc. Corect. S-au luat măsuri de relaxare pe Mercur retrograd și într-o stare de tensiune maximă în care toată lumea închidea ca acum în România să avem un al doilea val. Despre ce vorbim? Corect. Da? Deci noi acum avem un val datorită unor cauze, pentru că ne-am relaxat puțin. Dar nu mai poți comenta, pentru că toată lumea își dorește să se relaxeze, dar astea sunt consecințele. Preț de vieți omenești și cu îmbolnăvire. Ok, da? Deci înțelegem cum stau lucrurile și mai vreau să mai îți spun ceva. Mai se întreabă unii de ce astrologii vorbesc despre boli, despre pandemie și despre pentru că răspunsul corect, și sper să nu fiu foarte infatuată pentru chestia asta, pentru că pot vorbi, pentru că am informații. Astrologul este cel care până la urmă trebuie să analizeze situațiile în timp real, nu? Și să vorbească despre lucruri pentru care, eu știu, populația are nevoie de informații. Astrologia este o știință foarte vastă care poate să analizeze practic orice. Din acest motiv, astrologii sunt foarte versatili în ceea ce privește analizele lor. Pot vorbi practic despre absolut orice. Bun, aș vrea să te mai întreb, mai stăm câteva 2-3 minute împreună, din punct de vedere financiar, cum o să fie pentru oameni, apropo de... A ieșit Martele din Taur. Taurul este o zodie care se referă la bani și probabil că în această perioadă, ultima perioadă a venit cu foarte mult consum, foarte multe cheltuieli, foarte multe crize, da, pe locuri, pagubele care le-am văzut cu toții, că au fost foarte multe pagube, ceea ce a generat evenimente neașteptate pentru care trebuia să scoți bani din buzunar. Nu mai este Marte în Taur, dar a rămas luna neagră până pe 18 iulie. Și aici sunt două aspecte majore. În primul rând, nu trebuie să răspundem la ispitele de tip investițional. Am văzut cu toții că, eu știu, se schimbă legi, unii vor să investească, nu mai poate să investească și așa mai departe. Adică este o perioadă tulbure și turbulentă în continuare până prin vară, apropo de investiții. Nu atât de proastă cum a fost, din nou, mă refer la ianuarie-februarie, care au fost cireșele de pe tort ale acestui an și nu vor mai fi, dar... Este totuși, vorbim de niște planete foarte bune în zodia Vărsătorului, care aduc oportunități și foarte multe, eu știu, avantaje pentru viitor în ceea ce privește investiții în, eu știu, lucruri moderne, afaceri moderne, case moderne și așa mai departe. Dacă ai resurse, dacă nu ai resurse, nu este foarte bine să te riști atunci când ai luna neagră pe Taur, pentru că nu este vorba despre câștiguri din nimic, adică nici măcar din anumite, eu știu, fonduri de investiții care își pot schimba peste noapte politica de dobândă și așa mai departe. Aici este vorba despre viziune, despre o viziune a viitorului, despre oameni care, iată, omenirea a ajuns pe Marte. De aceea spun că este și o perioadă extraordinar de interesantă, doar că, așa cum am mai spus, s-au zgâlțit două falii, una a trecutului, aceasta a viitorului. Noi, da, toți cei care înțelegem aceste fenomene vibratorii, grăbindu-ne să sărim pe această a doua falie, zgâlțiți, zguduiți, dar cu siguranță vom reuși și ne vom adapta acestui viitor.
Foarte bine. Așadar, înțelegem exact ceea ce înseamnă că ne vom adapta acestui viitor. Mă gândeam, știi, când spuneai, domnule, e o perioadă interesantă, ajungem pe Marte. Pe de altă parte, din când în când mai batem la ușa unui criminal, dacă nu răspunde, asta este. Mai așteptăm și vedem exact cum se întâmplă. Glumesc acum, pentru că, într-adevăr, a fost o situație care este de-a dreptul strigătoare la cer pentru atâția oameni. Se mai anunță o perioadă tensionată din punct de vedere al unor crime amobinabile sau al unor fenomene atât de cumplite cum a fost cel de la Onești? Atâta vreme cât Marte este în Gemeni și destinul arată spre Gemeni și geamărul înseamnă stradă, sunt niște lucruri pe care le-am spus încă de anul trecut din luna decembrie. Străzile pot deveni mai periculoase în acest context. Nu că n-ar fi fost și înainte, dar pur și simplu, știi cum e, cum se deplasează aceste energii negative până la urmă, acolo se concentrează și fenomenele. Fie că este vorba despre accidente, ai văzut îngrozitorul accident al acelei femei care apasă pe, nu știu, accelerație în loc de frână, da? Da. Deci aceste lucruri care atrag atenția opiniei publice, în care... Ok, dar ce trebuie să învățăm din chestia asta? Până la urmă, niște copii mici sunt safe lăsați pe stradă de că între părinți să se joace, Cristi? Haideți să ne gândim mai bine. Da, acolo este o mare problemă. Dar copiii ăștia pe care îi vezi de 3, 4, 5 ani care stau și ocupă câteodată străzile, o fi bine? Nu o fi bine. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Cristina Demetrescu, fiți foarte atenți la ceea ce spune Cristina, o să o mai invităm, pentru că lucrurile se întâmplă, precizia diagnosticilor sale este absolut ireproșabilă. După pauză, dacă aveți dorința să o vedeți pe Laura Stoica așa cum n-ați văzut-o niciodată, într-o filmare unică obținută pentru voi de Exclusiv VIP, o veți vedea, este un moment absolut emoționant, după care face niște chestii Madeleine Voico aici, pe care niciodată într-un platou de televiziune nu le-a făcut. Stați cu noi! Am revenit la Exclusiv VIP. Dragi prieteni, acum 15 ani a fost una dintre cele mai negre zile din viața muzicii românești. Pentru că o tragedie, așa cum n-a mai fost alta, poate în anii 90, când Doina și un alt de Teodorovici au murit într-un accident de mașină, numai cu acea dramă se poate compara. Numai că aici avem de-a face cu o artistă care urma să devină mamă, cu cu soțul ei nici măcar nu trebuiau să fie acolo. Laura urma să-i țină locul lui Daniel Iordăchioaie și din față, dacă vă aduceți aminte, un camion plin de butelii, practic i-au spulberat pe acești oameni, frângând visul Laurei Stoica. Ne-a povestit astăzi Silvia Dumitrescu câteva secvențe incredibile. Și acum, în câteva minute, vă rog să vă pregătiți, pentru că avem o filmare pe care n-ați mai văzut-o și veți vedea bucuria Laurei împreună cu Silvia. Trebuia să ne întâlnim prin Skype. Skype-ul ăsta este un animal foarte ciudat. Uneori se mai scutură, se mai scarpină, dar măcar suntem prin telefon. Fotografiile pe care le vedeți sunt unice, pentru că, iată, vă arată viața Laurei așa cum nu ați mai văzut-o. Laura Stoica împreună cu Silvia Dumitrescu, o prietenie foarte frumoasă. Seară mâna, Silvia. M-a sunat pe lângă. Alo? Da, alo? Vreau să te aud, Silvia. Te rog frumos să dai... Eu te aud pe tine. Da, televizorul să-l dăm mai încet. Eu zic să ne auzim prin telefon ca să fie în regulă. Până atunci însă, până dă Silvia telefonul mai încet. Vedeți câteva imagini extraordinare. Îl vedeți acolo pe George Mihăiță, Cristi Minculescu, Crina Mardare. Fotografii absolut superbe din viața Laurei Stoica pe care nu le-ați mai văzut. Un suflet... E o problemă la ghiți. Mă auzi, Silvia? Da, eu aud perfect. Hai să vorbim acum despre Laura, pentru că tu mi-ai povestit cât de mult și-a dorit Laura un băiețel și un eveniment din viața ei, în momentul în care l-a văzut pe băiețelul tău și din momentul acela a avut și-a dorit ceva foarte tare. Te rog să-mi povestești. Da, noi am fost foarte bune prietene, am făcut multe turnee împreună. Și Laura își dorea foarte mult o familie și vrea cumva să urmeze exemplul meu și
tot timpul mă lăuda că sunt o norocoasă. În clipa în care am născut, ea s-a întrupit efectiv de Iulian, căruia noi spunem Tipi. Și bineînțeles că și ea îi spunea la fel. A fost un moment în care ea și-a lansat acest album al ei, Focul. Avea conferință de presă și m-a invitat, bineînțeles, și pe mine să vin. Și am întârziat puțin, dar am luat și pe Titi ca să-i fac o surpriză. Și, într-adevăr, a fost o surpriză foarte plăcută pentru ea. Tocmai primise un sacou roșu. Ei plăcea culoarea roșie și a fost o coincidență. I-am pus și papion, așa, și de cum am apărut pe ușă, s-a întrerupt efectiv conferința de presă și a strigat: Titi, vină încoace! Și bineînțeles că s-a dus la Laura și a stat pe piciorul ei, în brațele ei, la toată conferința de presă. Și mi-a spus de mai multe ori că ea, când o fi să aibă un copil, vrea să fie exact, să semene cu Titi, să fie exact ca Titi. Ideea era că m-a anunțat așa, cu ochii atât de mari și de plin de fericire, vestea că este însărcinată. Ne-am strâns în brațe și am felicitat-o, pentru că știam cât de mult își dorește. Și chiar mi-a zis, zice, sper să fie băiețel. Și am zis, orice, sănătos să fie. Mai ales că ea își găsise și jumătatea și se înțelegeau foarte bine. Și chiar mă gândeam zilele acestea, ce nedreptate sau ce soartă nedreaptă a fost pentru ea, exact când trebuia să își îndeplinească acest vis frumos, exact atunci s-au prăpădit. Până la urmă, să zicem, toți trei, chiar dacă viitorul copil era doar în stadiu de embrion, să zicem așa, de formare, de fapt. E adevărat. Era multe lume. Silvia, suntem aici ca să facem... dacă mă ascult... Pur și simplu terminată când am auzit vestea aceasta. Bineînțeles că toate cunoștințele, toți prietenii, toți colegii au fost foarte șocați. Nu ne așteptam niciun la așa ceva. De fapt, eu mergeam des pe la ea și la un moment dat mi-a arătat palma stângă și mi-a zis, uite, vezi, eu am linia scurtă, eu o să trăiesc puțin. Și am spus, hai mă să la după prostiile astea, ia, arată mâna dreaptă. Și, mă rog, mâna dreaptă, într-adevăr, am la linia mai lungă, i-am zis să nu creadă în tâmpenii de genul ăsta. Dar ea a trăit foarte intens toate momentele vieții și s-au succedat așa într-un ritm foarte rapid. Era tot timpul grăbită și eu îi spuneam, zic, măi, dar ce ești așa, parcă vine sfârșitul pământului. Ai răbdare, că toate lucrurile se aranjează în timp. Era foarte supărată că nu se mai difuzează piesele ei și mă invitase la o discuție să-mi dau cu părerea. Avea foarte mare încredere în mine, știind că am studii muzicale. Și îmi punea piesele și îmi spunea, spune părerea ta sinceră, te rog. Nu pentru că sunt eu prietena ta. Și spuneam, uite, sună foarte bine. Ea, la un moment dat, lucra și la texte și avea un mesaj foarte intens și foarte bun. Toate piesele ei au avut mesaje importante. Linii melodice, la fel. Piesele erau parcă făcute pentru radio. Și am spus că o să treacă și momentele astea și mereu îmi spunea, spune-mi tu, ce cultură are piesa asta, de ce nu se difuzează la radio? Cam asta da. E ce am avut să vă spun așa. Bine, noi am avut foarte, foarte multe întâmplări haioase. Noi două eram niște tipe mai dezinvolte, mai haioase, mai sufletiste, ca să zic așa, nonconformiste.
Ne potriveam din multe puncte de vedere, dar amândoi eram și foarte încăpățânate. Ne-am cunoscut când ea a interpretat La Mamaia, piesa lui Viorel Gavrilă, de Doamne Cântec. Iar a doua piesă era piesa compusă de Marius Teicu pentru mine. Și știi că la secțiunea interpretare se cânta o piesă din repertoriu mai vechi și o piesă în primă audiție. Și din repertoriu mai vechi și-a ales piesa pe care am cântat-o eu, Te condamn iubite. Și mi-aduc aminte că a luat și premiul Carului 5, seara ne-am zbenguit pe acolo, pentru că premiul acesta era un premiu mult mai important decât premiul oficial. Însemna că era, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap, în sensul că televiziunea era foarte interesată să te cheme în emisiuni. Era mai mult o probă de telegenie și de comunicare cu camera și cu publicul. Și ei vedeau, de fapt, acea aură pe care puțini o vedeau, o descopereau. Da, Silvia, și... mă auzi? Da. Silvia, absolut minunate, absolut minunate. O să te rog la, să mai vorbim 2-3 minute. Sunt imagini absolut superbe. Nu știu dacă v-ați uitat, dragi prieteni. Acolo este Ștefan Bănică Junior, este Teo Peter și Compact în varianta cu Paul Ciuci, este Gabi Cotabiță. Uitați-vă la tinerețea lor, uitați-vă ce frumoși erau. Daniela Ghiorfi, Laura, Silvia, secvențe absolut minunate. Mai este doar un minut până când veți vedea o secvență în care Laura Stoica, la 15 ani de la despărțire, intră în casele voastre și vă invit să urmăriți această filmare ca să vedeți ce ați pierdut și o secvență absolut minunată. E o întrebare pe care am pus-o și ieri și ți-o pun și ție, Silvia, în ultimul minut. Da. Dacă te-ai mai întâlnit odată cu Laura după atâția ani, ce îi spune? Păi, în primul rând că mi-e foarte dor de ea și că îmi lipsește foarte mult. Ce poți să-i spui unui om care ți-e atât de drag și care ți-a fost atâția ani aproape la petreceri, la toate evenimentele mele importante din viața mea, a fost când ne-am căsătorit, am împărțit cruciulițe la botezul lui Iulian, lui Țipi, apoi a fost când au murit părinții mei la mormântări și așa mai departe. A fost un om care mi-a fost foarte, foarte drag și foarte apropiat și eu cred că i-a spune următorul lucru. Laura, ai fost o solistă mult prea bună pentru România. România n-a știut să te prețuiască la adevărata ta valoare. Cam asta i-a spune. Silvia, îți mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc și pentru faptul că în această zi, în care se împlinesc 15 ani de când Laura a plecat alături de îngerul din Burtica ei, alături într-o familie absolut minunată, care nu putea să plece decât acolo unde sunt sufletele cele bune. Așadar, l-ați văzut și pe Marian Râle acolo, pe Luminița Anghel, pe Oana Sârbu, pe Zoe Alecu, o lume absolut minunată, niște ani minunați, cu foarte multă nostalgie îi privim. Dragii noștri, astăzi, după 15 ani, Laura Stoica este aici. Uitați-vă la această filmare absolut superbă. Să o vedem. Și
Ei bine, trecem de la această atmosferă de nostalgie la ceva care în acest moment știm cum începe, dar nu știm cum să termină. Doamnelor și domnilor, cel mai bun prieten, sfătuitor, cum să spun, suflet cald, alături de unchiul nostru, eu trebuie să-i spun unchi de atâta vreme, Mădălin Voicu, este un personaj de-a dreptul misterios. El are nume de compozitor, se numește Mozart, dar să știți că nu e ușor să discuți cu Mozart, este o personalitate foarte dificilă. Doamnelor și domnilor, la Exclusiv VIP îl prezentăm pentru prima oară în fața marelui public pe Mădălin Voicu, va fi și jumătatea lui care sper să ne ajute ca să negociem cu Mozart, că v-am spus că nu-i simplu, mai ușor e cu Putin decât cu Mozart, o să vedeți. Doamnelor și domnilor, Mădălin Voicu și Mozart! Cea română! Gut bărșa bachtale! Hai da, aveți bachtale, hai bă, să aș curăță, hai să română, nu ne pupăm, că n-avem vânt! La mulți ani! Să română, bună ziua, Adriana, Mozart, da? Da, eu am vrut să-i spun fără miță Lambru, dar nu m-a lăsat. Azi. Da, hai vă rog, așezați-vă cumva, hai să vedem cum facem. Stai așa, dă-mi coace. Ce fac cu tortul ăsta? Poți să bă, dar vezi ce greu e? Da, e bun! E barosan! Da. Place, da, ia aici, dă la băieți acolo. Doamnelor și domnilor, astăzi avem marea bucurie să-l cunoaștem pe Mozart. Lasă-l un pic, că după aia dacă îi dăm drumul nu știm exact ce se întâmplă. Nu, că începe și face cercetări, da. Pe aici este. Da, pe Mădălin Voicu, mulțumesc pentru urări. Într-adevăr, astăzi împlinesc o vârstă foarte frumoasă. Anul trecut pe vremea asta Mădălin era cu mine. Auzi, tu știi cum ești cambala, tu ori împorți noroc, ori împorți ghinion, știi? Dar ghinion când ți-am purtat? Nu ai purtat niciodată, mă, cați-aș curat. Păi vezi, bă, cum am înțeles, de exemplu. Bă, dacă știam că ai emisiune unde pot aduce și lăutari, veneam cu muzică. Venim, ușor cu pianul pe scări, că le facem. Dragii noștri, să știți că eu sunt vinovat de existența lui Mozart. Pledez. Da. Vinovat. Profund vinovat. Vă rog să-mi explicați de ce. Cine începe? Adrian. Îi las-o pe ea, că zic că să fiu politicos. Ei, eu. Nu, tu povestești, după care ea ne știi ajută. Știi foarte bine ce ai făcut. Am făcut ce dramă fata. În deci... familie ai provocat. E, nu e adevărat, mă. Provocându-l să vorbească despre idolul copiilor. Da. Practic a fost o situație în care băieții cei mici al lui Mădălin aveau o problemă sau o plăcere. Plăcerea lor se numea abitalent. Și el a vorbit despre Shelley. Tu ai vorbit despre Shelley, nu? Da, vorbit. Nu, chiar despre Abby. Despre Abby Talent. Despre Abby ai vorbit. Ăla era în... Da, bun. Gata. Da, să trăiți. Nu, am crezut că a intrat miliția, ceva să întâmple. Da, tu ceva special, serios, cu tare, nu vrei să facem? Ce? Bă, te întreb, vrei să facem ceva care să fie spectaculos? Că astea sunt cuvintele de televiziune. Da, e adevărat. Eu vreau să te întreb dacă este adevărat. Da, și din cauza faptului că el a lovit în Abby, a trebuit să cumva să câștige bucuria și simpatia și copiii să-l ierte și a apărut Mozart. Da, mă, gata. Mucles. Eu? Ai răbdare puțin. Stai să vezi. Păi, dar trebuie să-ți fac. Am și eu surprizele mele. Ce aveți, mă, cu mine? Hai, mă, să vezi, bă. Da, hai să vedem. Hai, mă, că eu vreau să vorbesc cu Mozart, mă, ce aveți cu mine. Îmi spui după aia. Voiam să vă spun până începe. Ah. La mulți ani, Cristi, să fii sănătos, optimist, să fie de bun augur noua ta emisiune și să faci în continuare un jurnalism de calitate. Te îmbrățișez, mulți ani și bun. La mulți ani, Cristi! La mulți ani, Cristi Nelu, să fii fericit și iubit. Și sănătos! Te pupăm. Cu drag. Dragă Cristi, atâtea lucruri frumoase avem împreună, de la evenimentele artistice unde mă prezentai până la emisiunile tale atât de speciale. Astăzi, la această aniversare, îți doresc la mulți ani să fii fericit și tu și copilul tău și soția ta, familia voastră minunată, să te bucuri de reușite și de realizări cu noua ta emisiune. Sunt bunul tău prieten, Paul Sărugiu, și îți mulțumim pentru tot ceea ce realizezi pe plan cultural atunci când vine vorba de arta românească. Salutare, prieten bun și drag! De aici, din locuința mea de vară, de la țară, transmit toate gândurile bune
tot ce e frumos în lumea asta tu să ai, să te bucuri de viață frumoasă, să te bucuri de prieteni minunați, să te bucuri de iubire în familie, să te bucuri de succesul copiilor tăi, o să mai faci copii mulți, așa? Și să te bucuri de verișori. Te-am sucat cu mare, mare drag și la mult, 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 mult. La mulți ani, Cristinelu. Mm. Să știi că te iubesc la fel de tare ca întotdeauna. Și mi-a zis mie o păsărică că e ziua ta. Și nu putea Marte din post să nu spună la mulți ani. Să fii sănătos și ce-ți doresc e să fii cel mai fericit om de pe planetă. Pentru că meriți. La mulți ani, Cristinelu. Să fii fericit. La mulți ani. Bună, Cristi. Am ales să te salut în acest loc minunat, unde eu mă relaxez după succesul care m-a blanchea Fashion Week. Da, sunt învăț de copac și ce fac aici, tot copaci, tot vie, pregătesc noua producție pentru sezonul de toamnă. Și de ce nu, mă inspir și eu pentru noua colecție, având grijă de o mică fermă a familiei. Să auzim de bine, îți doresc la mulți ani și toate cele bune! La mulți ani! Să ai un an bun, Doamne ajută, să fii sănătos și să te bucuri de familia ta frumoasă. La mulți ani cu drag, Cristi. Domnule Vracu, la mulți ani. Și nu doar la mulți ani, ci și o emisiune reușită. Invitați pe măsura calității pe care toată lumea așteaptă de la tine. Stai un pic să mă urmărește și camera, pentru că încerc să îți arăt, știi că și copiii afară care se joacă în zăpadă. Cam ăsta e norocul meu astăzi. Ăsta îți doresc să fie și norocul tău, așa mai mereu. Ești un om tare bun la suflet și se vede că sunt atent la filmare, nu? Dar să iasă bine. La mulți ani. Spor în toate cele. Gata! A fost sărbătorirea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Este foarte bine! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Cristi, îți doresc multă, multă sănătate alături de familia ta, de Oana, de frumoasa ta soție și de Teddy, băiețelul tău. Și știi că te iubesc, te respect și mă bucur mult de prietenia noastră de ceva timp, de câțiva ani de zile, nu mai spunem câți. Sunt cu sufletul alături de tine și lucrul ăsta ți-am demonstrat în timp. Te pupăm și la mulți ani! La fel, multe, multe sănătate, Cristi, și mult, mult succes. Te pupăm! Domnul Brancu, de ziua dumneavoastră, vă doresc să rămâneți la fel de tânăr, la fel de profesionist, atent, profund și pretențios în ceea ce faceți. La mulți ani! Tocmai am terminat jurnalul Focus de la ora 22, dar nu puteam să plec acasă fără să-ți las un mesaj, dragă Cristi Brancu. În primul rând, bine ai venit în echipa Prima. Să-ți meargă toate din prima, să ai invitați și povești speciale și, evident, audiențe pe măsură. Dar fiindcă astăzi este ziua ta, îți spun cu mare drag că la mulți ani. Să ai și să fii, dar mai ales să fii, Cristi. Colegii noi trebuie să dea de băut, tu trebuie să dai de băut de două ori pentru că e și ziua ta. La mulți ani, să fii sănătos, audiență maximă să ai și multă, multă fericire. La mulți ani, Cristi! În sfârșit, dacă poți vorbi, mulțumesc frumos tuturor celor care mi-au trimis aceste urări. Sunt absolut bucuros. Dumnezeu a vrut ca să fiu aici de ziua mea. Eu practic sărbătoresc cu voi toți cei care mă urmăriți în acest moment. Sunteți dragi, toți cei de acasă, fiecare și tot mai mulți cu cât veți aduna. Aici, în fiecare zi, o să fac din fiecare zi să fie ziua mea, în sensul în care să facem toate lucrurile frumoase pe care ne bucurăm. Mulțumesc tuturor! Vreau să știu, revenim, doamnelor și domnilor, la prieteni, nu știu, eu am o treabă. E adevărat că Mozart, mi-ai spus că este țigan? Da. Deci Mozart este țigan. Bă, eu am vrut să-l botez siminică sau fără mițelambru. Și a zis, nu, domnule, nu se poate. Pe lângă că e țigan, trebuie să-i dăm un nume care să fie mai spectaculos. Da, știți că amuzant este că eu am înțeles, Adriana, deci voi nu spuneți Mozart, cum îi spuneți? Moț. 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 Dar și Gogu e țigan. Gogu, explică, deci șefa la Gogu, cred că este Adriana, este cea care îmi trimite și complota cu mine. Adică sora Gogu lui... este, Gogu este un? Fratele lui Mozart. Așa, care este tot buldog? Da. Cu pene. Buldog cu pene, așa, da. Foarte frumos. E un papagal gri african pe care Mădălin și l-a dorit foarte, foarte mult acum vreo 4 ani.
neavând habar despre cum se îngrijește o pasăre, dar trece peste asta. Bine, dar eu m-am îngrijit, eu ca pasăre. Deci, da, s-a îngrijit. Ca pasăre, Mădălen, uite ce penaj are, adică ce facem aici, da? Primul lucru pe care l-a făcut, i-a dat degetele proprii să le hăcuiască. Ah, bun. Pentru că el este foarte îndrăgostit de Adriana, deci nu cu mine. Cine? Are. Mozart? Mozart. Da? Dar și Gogu, că despre Gogu vorbeam. Mozart. Și atunci îl arăți pe Mozart când vorbești despre Gogu. Ia. Uite ce cățel avem noi aici. Da, hai, sus la tata. Uitați-vă și dumneavoastră. Probă de câine. În mod straniu s-a intimidat și s-a rușinat. Cred că are trac. Are trac? Și noi care credeam că o să facă praf tot studiul. Nu, că el e țigan educat. Adică nu e... E țigan educat. Nu e cocalar. E dămătase. Nu e cocalar, e dămătase. Vreau să vă întreb lucrul următor. Adriana, vreau să-mi povestești ce legătură există între Mădălin, Mozart și un aspirator. Asta rămâne să experimentați voi. Da, să intre aspiratorul, vă rog frumos. Ce, da, aspirator? Dragi prieteni, iată, avem un aspirator aici. Ia să vedem, deci nu tragem prea tare de el. Hai așa, hop, hop, dă-i. Deci, M-am prins. Cine ține aspiratorul? Păi eu, maestru. Așa e obișnuit el. Așa, ia să vedem, doamnelor și domnilor, cam cum se face curat la Mădălin. Și de unde îi dau drumul? Ia stai așa, e băgat în priză, apasă pe coclender. Haide, Adriana, că tu ești... Lasă-l, mă, că nu face, mă, nimica ăla. Ce zici, mă, de chestia asta? Gata, mă. Da, gata. Mulțumim foarte mult. Hai că trage colegul frumos. Da, am să... și de la mic, știi? Așa. Aspirator de masă, de la mic. Așa. Le atacă pe toate. Da? Deci, doamnelor și domnilor, așa ceva, dacă ați mai văzut. Bun! A, deci tu ești de vină de la... Numai eu am auzit, dar nu-ți dai seama, băi, când aspiritul se aude de la Parcul Ioanit până în centru, până la noi. Excepțional. Știi ce vreau să spun? Acum vorbim puțin serios. Este adevărat, eu te cunosc foarte bine. Ce? Că Adriana, Mozart și cu Gogu, în acest an foarte greu, în care concerte n-au mai fost, în care cumva te-ai gândit să te ții departe de politică din motive pe care mi le spuneai. Da. Nu sunt ei trei culoarea vieții tale de fiecare zi? Și copiii. Mai de copii, nu mai vorbesc de copii. Cei al copiilor e pus deoparte. Aha, deci dar separat. Nu știu dacă copiii chiar în fiecare zi. Da. Pentru că copiii mai sunt și la mama lor, cei mari sunt la casele lor. E adevărat. Nu, sigur că ei sunt cei care îmi colorează viața, ca să rămânem în aceeași tematică. Dar ei știu asta. Și sunt speculativi. Adică, îți dai seama că eu dacă n-am decât pe mama, care are 89 de ani... Mulți înainte. Doamna Madlen, o pupăm și o iubim. Așa, pe ăștia, pe Gogu și pe Mozart... Și pe șefa, stăpâna inerelor, îți dai seama. Da, hai totuși să nu uităm nici pe sora ta. Nu? Bine, Raluca vine sus, coboară, vine, are tot felul de preocupări. De eu vorbesc de cei de care sunt în conjunct. Nucleul de bază. Da. Bun, eu nici nu sunt foarte pretențios. Sigur că mi-ar fi plăcut, am fost invitat la Constanța să dirijez și pentru că înainte cu o zi s-a îmbolnăvit unul de COVID, a trebuit anul la concertul. Acum s-a anulat de tot. Iar acum văd că iară se închid sălile de concerte, de spectacole, de teatre, de nu știu ce. Deci apropo de Constanța, asta a fost o mare dramă și un mare atac de panică pentru Mădălin. Da? Daniela Vlădescu, care l-a cunoscut pe tânărul aici de față, a fost încântată de ideea de a merge toți trei până adică la Constanța. Adică și ea și Mozart. Așa. În special pentru el. Chestiunea pe care l-a băgat pe Mădălin într-o panică îngrozitoare. Pentru că? A început să țipe și să bombăne prin casă. Și ce naiba să facă câinele la concert? Da, oricum era o chestie, o preocupare, să zic așa, o grijă, dacă vrei, în plus. Da, trebuia să mergi cu copilul la drum. Nu, da, sunt lucruri pe care el trebuie să le facă. De pipi, căcălică, nu știu ce, una alta, plimbare... Venea la concert, cerea... Cert e cum necum soarta i-a fost favorabilă, dar că n-am mai reușit eu să merg cu el. A. Și până la urmă s-a anulat și concertul. Da.
Dacă asta se poate chema favorabil, adică... Da. Favorabilă doar în privința panicii tale. Partea a doua... Da. Suntem într-o lună în care s-a vorbit foarte mult despre iubire. Și se iubește lumea, să știi, indiferent. Iar mie îmi place, și trebuie să spun lucrul ăsta, după care luăm publicitate și după ce ne răspunde Mădălin, mie îmi place că între voi, relația voastră, este pigmentată cu tandrețuri și cu chestii tinerești, care este absolut extraordinară. Asta arată că între Adriana, pe care o vedem și îi mulțumesc foarte mult, pentru prima oară, iată, într-un cadru prietenesc. Este o femeie absolut minunată și este cea care este o furnizoare de tinerețe și de iubire și de bucurie pentru Mădălin. Deci ei se joacă, se potențiază unul cu celălalt. Eu știu, când luam interviul lui Mădălin, Adriana îmi trimite fotografii, tot soiul de tâmpenii, nu vă dați seama. E frumos. Și ce vrei să zic? Cum spunea maestru Adrian Porciu? Iubiți-vă mult! Chestiunea asta cu tinerețea, Cristi, mai... Între noi concursul este care dintre noi doi este mai ramolit. De obicei eu câștig. Ne întoarcem după scurtă pauză cu Adriana, Mădălin și Mozart. Suntem împreună cu Mădălin, cu Adriana și cu tânărul Mozart, care vreau să vă spun că are un anunț foarte important de făcut, dacă nu el măcar Tasu, în sensul în care avem în acest moment, deschidem și rubrica de matrimoniale de la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu, pentru că Mozart o fi foarte îndrăgostit de la Adriana, dar vrea și el o cățea aferent. Prin urmare, cine face anunțul? Pentru că suntem în căutare de iubită, soție, mamă bună și amantă, cum spunea în Ion Băieșu. Deci... Da, mă, dacă cineva crede că merită că acest exemplar să aibă și el o prietenă, o iubită, o familie, suntem pregătiți. Da. Care este cel mai frumos sau cel mai drăguț, cel mai simpatic moment dintr-o zi a lui Mădălin, care te amuză pe tine? Tu ești un om cu un extraordinar de mult umor. Cel mai amuzant... Am pretențioasă. Nu e unul singur, că se întâmplă zilnic, deci e cel puțin unul pe zi, ăla de dimineață. În care ce faci? În care domnul se duce în sufragerie, chior de somn. Așa. Se duce la fiusul cel cu pene. Așa. Îi scoate acoperitoarea și ăla începe să-i solicite lucruri. Adică, hai gogule, gogutata. A, stați să vedem și pe Gogu, să nu vorbim mai mie, urea. Colegii, hai strânge aici, să-l vedem și pe Gogu. Avem o filmare în exclusivitate. Celălalt, copilul secret al lui Mădălin Voic. Încă unul. Acesta este Gogu, stimați telespectatori. Probă de papagal, uitați-vă și dumneavoastră. Aici el ar trebui să și cânte. O să punem filmarea pe Facebook la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu și pe Instagram, să-l vedeți pe Gogu într-un scurt recital. L-ați auzit? Da, este o figură. Da. Problema e că el nu se lasă filmat atunci când vorbește, sau invers, nu mai vorbește atunci când e filmat. Și asta este, dată când am reușit să-l prind, spunând vreo două eu vorbe. Eu nu pot să spun ce mi-a zis, pentru că te ia ce ne au. Pe l-o fi învățat cineva, că nu știe el de viața lui de papa. Nu el, așa l-am luat. Așa l-am luat. Deci el a fost în mol. A stat acolo vreun an de zile. Cât asta fă? Păi am înțeles că vreo 2 ani. Unul prin București și unul pe la Brașov. Așa. Făcând acolo, depresii. Și acolo probabil că ăștia îngrijitorii lor mai fi învățat câte o prostie două, că ăștia prind, știe, și imită. Și m-am dus eu într-o zi la el. Făcea gălăgie, cânta, făcea tot felul de zgomote. Și totul ziceam, taci din gură. Și... Ce zice? Mi-a zis, dă-te în aia mea. De am rămas but, îți dai seama. Și eu am intrat în jocul lui și am zis, ba tu să te dai, nu eu. Deci în mod cert asta a fost prima dovadă că pasărea nu doar imită, gândește și are replici și opinii. Și ne-a dovedit din plin după aia. Tu repede să ai venit că să-i țină partea repede. Da, am observat. E realitatea. Da. Spune-mi și mie, fii atent, descrie-mi și mie, avem un joc mai încolo în emisiune, dar nu pe partea asta cu voi. Descrie-mi și mie pe Adriana în 3 cuvinte. În 3? Ha, 5. Ha. În câte vrea mușchiul tău de artist? Bun, lung,
Stai, deci, puneți-vă imaginea, că pe el vreau, uitați-vă la privirea lui. Hai, bă, Gavaș, gura voastră, dați pe, așa, zi. Bun, lung, cald. Bun, stai o secundă. Dacă acum vedem pe Mozart. Mozart, spune despre maică tatu acum. Așa. Și acum imaginea pe Mădălin la un moment dat, să-l vedem. Hai pe Mădălin. Ia uite-l pe Mozart, tată. Așa, hai să vedem. Deci, Mădălin. Da, deci. Mă, am mai zis. Bun. Nu zic prea des, că după aia și-o am cap. Bun. Bun. Da. Lung. Lung, că e înaltă. Da. Cald. Cald, așa. Și mai sunt două pe care ți le spun când terminăm emisiunea. Acum știi care e culmea? După ce, cred că azi, am reproșat că îmi spune că mă iubește așa, cam o dată la 2 ani. Păi de ce, mă, șef? Pentru că... Din același motiv. Cu cât, cât mai rar, cu atât mai frumos și mai bine. Dacă spunem fiecare zi, s-ar perima. Adică s-ar toci chestia asta. Dar nu atât la 2 ani. Dar ea știe, bă, ea se izmenește. Adică nu e o chestie că... Partea comică este că după ce am făcut reproșul ăla, l-am întrebat, zi-mă și tu, de fapt, ce-ți place ție la mine? Și a început cu aceleași 3-4 vorbe, evitând răspunsul, de fapt. Stai, mă, că bun înseamnă bun. Bun. Da, mă, dar nu spui tot timpul aceleași lucruri. Zic, mai dezvoltă adică, și tu, Adriana, mă. Se uită la tine și zice, ești bună, pă, bune, dar nu, mă, dar și nu, în afară dar... Bună mai ești, mă. Și în afară de asta. Că ești bună și la suflet, las că știu eu la ce se referă. Nu, mă, e bună nu cu o direcție, bună așa, global. Bună, ia, bă, că e bună la suflet, asta zic. E da. Valoroasă, da, e un om, da, un om performant mine, în meseria ei. Vorbim are de grijă multe. De mine, mă, asta este are deja grijă... o mare performanță. Tu-ți dai seama? Să ai un bun, să aibă grijă de un nebun, îți dai seama foarte că bună. Este ceva special. Foarte bun. Zici și tu în 5 cuvinte cine este domnul cu... Eu nu vreau să vă deranjez, adică... Da. Foarte sufletist, cald, zăpăcit, cât cuprinde. Adolescent, chiar adolescent, dacă nu s-ar nu? Zice. Sunt la pubertate. După aia a depășit-o totuși. Foarte tare. Se apropie glorios de majorat. Da. E adevărat, e adevărat. Se vede, dar nu, că, cred că fuge de majorat dacă mă uit bine la el. Se vede, mă descurc. Da, mai avem încă vreo 2 minute împreună. Așa că vreau să spun că știi ce rol a avut această emisiune? Ca să înțeleagă lumea că tu trăiești acum într-un univers care are o frumusețe aparte și pe care lumea nu știe. Pe tine te știe lumea din politică, combătând, te știe de la concerte, dar te știe din, eu știu, ce mai cânta noi, rock, lăutărie, pe unde a mai fost cazul, dar așa nu te știe lumea. Cristi, eu nu mi-am făcut publică viața personală, așa, nu, că nu m-a interesat foarte tare. Dar, într-adevăr, cred că în sfârșit meritam să am un suflet, un partener bun, lung și cald. Acum eu nu știu de ce am senzația că pe de o parte am complotat noi doi, dar pe de altă parte ați complotat voi doi dar să mă aduceți în studio. Vezi? Am senzația asta așa, n-ai care senzația. Nu mă părăsește. Deci ideea e următoare. Eu am complotat cu Adriana că eu de unde să știu eu ce se întâmplă cu aspiratorul? Pe bune acum, deci vă dați seama că n-am de unde să știu. Dar dincolo de treaba asta, să știți că principalul vinovat pentru treaba asta este Mozart. Pentru că Mozart nu poate fi stăpânit de Mădălin, în sensul că el se duce după maică sa. Normal. Și atunci maică sa a trebuit să fie aici. Deci, exclusiv VIP, doamnelor și domnilor, a adus această exclusivitate. Deci, Mozart, bă, copilul întotdeauna vă unește, mă. Ai văzut? Dar tu știi că am mai vrut să-l aduc o dată. Da. Acum vreo un an, n-aș ceva. Iadă. Da, da, e mofturoasă, mă. Adică are și calități pe care nu le poate nega nimeni, dar are și mofturi, adică... Hai să nu mai reluăm discuția asta. Dar știi foarte bine că nu e vorba de mofturi și de izmeneli. Da, da, bine, bine, hai. Da. Da, uite, nu că mă vezi... omor după viața publică. E adevărat. Să știți că ceea ce s-a întâmplat acum cu Adriana este... Unicat. Unicat și e un semn de prietenie pe care îl apreciez foarte tare, pentru că Adriana este un om discret, cum spune Mădălin, bun, eficient și care nu-și dorește această lume. Da. Și dacă vreți, dacă mai vreți să aveți această secvență, nu cred că o să mai pupați, doar dacă mai impune Mozart din când în când câte o pilă. Sau când adevărul e, Cristi, că dacă n-ar fi fost vorba de tine... și de voi care îmi sunteți foarte dragi, n-aș fi cedat șantajului. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, uite, vedeți, zi șeful, mai e. Deci, tot a băgat ea șopârli șantajul. A băgat privirea 13, da, n-ai văzut, e complicat. Deci, seama, da. dragi prieteni, trebuie să le mulțumim astăzi dragilor mei invitați. Am înțeles că o să mai am o surpriză prin urmare în aplauzele dumneavoastră de acasă, Adriana, Mozart,
și sub bagheta dirijorală a lui Mădălin Voicu. Vă mulțumesc foarte mult. Mersi. Să fiți iubiți. Eu trebuie să mă uit la camera 1 pentru că am să primesc un mesaj. Sunt cu minte, ascult. Ia să vedem ce mi se întâmplă. Uriate, tante auguri, dragă Cristi, tante auguri, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. O fac și în engleză? La mulți ani, Cristi, și numai bine, numai fericire, numai bucurii. Ia auzi și pe stal meu al mic, spune și el la mulți ani. Tante auguri! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte, foarte mult, mulțumesc colegilor mele, Dana. Mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Hopa! Prieten drag, la mulți ani, frumos. Doamnelor și domnilor, ce dormi era. Hai că să zice da, la, să la mulți ani cu sănătate și iertare de păcate. E iertare de păcate. Lupul ăsta cred că e pentru tine, lupule. Mulțumesc, eu mă uit de la tort, văd de unde este. Doamna Marilena Adam a pregătit un tort, vă rog frumos. Da, este uitați-vă super. Uitați-vă și dumneavoastră, da? Deci de luni până joi la ora 3, ca să știți ce aveți de făcut. Mulțumesc foarte mult. Îl voi împărți cu echipa mea, șeful Ciprian. Ia, tată, să ajungă la toată lumea, da? Până la colegii de la Profi și la Agro. Și vă rog să luați bunii mei prieteni pe care nu i-am mai avut de ani de zile și nu sunt eu vinovat. Deci, doamnelor și domnilor, nu știu dacă am povestit, a fost un eveniment la care erau mulți artiști premiați și la un moment dat fiecare primea o sticlă de vin, știi? Și maestru Gheorghe Dinică primește diploma, după care se uită înăuntru și zice: hrană rece! Păi și avea dreptate, nu? Avea dreptate. La mulți ani! Mai. Uite, anul trecut așa. Ne-am întâlnit anul trecut în aeroport. Acum 2 ani în aeroport, da. Plecați voi în vacanță de ziua ta și ne-am întâlnit, erai cu Ana, cu feciorul. Nu era anul trecut, că anul trecut nu mai plecat. Acum 2 ani. Acum 2 ani. Da, acu eram ani. Într-o dimineață, ei, da. Cu și Tudor, ce acolo. Ce faceți? Vezi? Noi plecam la Bruxelles, voi ce faceți? În vacanță de ziua lui Cristi. Ai văzut? Deci da, trebuia să ne vedem. Dar trebuia să ne vedem și cu reflectoarele pe noi. Foarte frumos. Vreau și să știu exact. Deci eu am fost odată la ea acasă împreună cu Ana. Domne, am înțeles care e secretul vieții fără bătrânețe. Poți să mănâncă atât de bine, n-ați văzut în viața voastră. Domnule, noi așa am fost crescuți de acasă, cu mâncare bună și cu mâncare grasă, să fim grași și frumoși. De acolo vine și vorba, cine mănâncă și be, tot e bun de orice. Altcineva a zis așa, e guriță, be, mănâncă, că te așteaptă o groapă adâncă. Cineva a zis, după l-a completat, ori be, ori nu-i mânca, tot în groapă te-or băga. Aoleu, 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 ai dreptate. Până la urmă, așa este. Mă, vreau să știu și eu, că sunt foarte curios, sunteți foarte dragi, imediat o să avem și o probă, vreau să mă distrez cu voi. Ce probă? Ce ne faci? Nu, e o chestie foarte simplă. Da? Deci mintea trebuie, o să lucreze mintea, nu vă pun să săriți, să faceți nimica. Să nu mă pui că am o fotografie la o emisiune, la Confidențial, Oana l-a pupat pe frunte pe Lupu și după aia zice lumea, cum bă, deci cum? Dar ai lăsat-o pe soția ta? Ăștia doi. Da, asta e treaba. Și eu îi spun, Oana spunea, bă, n-avem niciun fel de lucru, că Lupu e în familia Lupu noastră. Lupu-i Lupu. Lupu le pupă pe toate Lupu, femeile Lupu frumoase. Lupu și blana goală, ca să zic așa. Da? Să știi că le pupă pe toate alea frumoase. Vă mulțumesc foarte mult. Păi nu-i place de nevastă altuia să nu-i chignească nici de-a lui. Cum faceți? Deci eu îmi dau seama că noi nu ne-am văzut de atâta vreme, dar voi sunteți. Deci ca și cum închidem o buclă. Noi nu ne-am văzut de ceva vreme. Ne-am văzut atunci în aeroport, când, sigur, dar dincolo de asta, mă, Lupule, cum faci? Deci cum o faci să o menții așa de tânără și cum face ea să te țină pe tine așa, Lup? No. Să vedem. Asta e povestea. Aia e treaba. Nevastă mea e frică să nu o locuiesc și cred că eu la fel. Ai văzut? Asta îmi spunea mai devreme Cornelia Păhol. Zice, mă, trebuie să mă mențin tânără, să nu mă locuiesc. Da? De fapt, asta îi plac mieluțele. Marea lui problemă, dar până la urmă nu e o problemă atât de mare. Auzi? Să luăm partea bună din cele rele. Auzi, vrei să spun ceva? Eu cred că lupul care se uită nu mănâncă. Da, el e cu gura, las că știu. Asta zic, ne mai răsfățăm și noi așa. Ne mai glumim, dar nu ne împrietenim, știi? Da. Fiecare e incinta, asta am observat eu. Că dacă ar fi fost ceva, auzeam diverse lucruri. Sunteți absolut drăguți. Mulțumim. Vreau să știu, frumos, regia, dacă facem acum proba sau mai târziu, sau cântăm, să știu exact ce am de făcut. Pentru să știi că mie mi-ar plăcea să cânt acum.
Da? Da, avem un cântec foarte frumos. Cântăm acum? Ia. Hai să vedem ce zic fetele. Băi, ai și tu o echipă exact foarte faină, face? Dă-mi voie să spun. Ai o echipă foarte faină, Lupocan, stai prin regie pe la fete. Am observat, da. Uite, avem trei fete, le mulțumesc celor patru fete, Antoanela, Simona, Andra, Dana, toate au complotat, uitați-vă. Bune. Lupo, bune. Da, n-am primit semnalul, așa că... Să cântăm, doamnelor și domnilor, decât să ne probăm, mai bine un cântec vesel să cântăm. Nu uitați, acolo se merge frumos, vă arată colegul nostru pe unde mergeți. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele frumoase. Nu uitați, astăzi ați avut o zi de exclusivități, mai sunt câteva minute cu nebunii. Nu uitați, exclusiv pe Facebook, pe Instagram, suntem la Prima TV într-o zi absolut excepțională. Vă cântă în acest moment Cornelia și Lupu Rednic. Ce ni-i scris în frunte
ai pus, mă. Oamenii bătrâni au spus, mă. Ce ne-ai scris în frunte ai pus, mă. Și domnilor, e ziua mea, stai să văd, să văd ce fac aici, ce mai găsesc prin buzunar. Am acum o cască care îmi transmite mesaje de pe Marte. Dacă vreți să știți cum este pe Marte, vă zic în casca mea, pentru că țiu e foarte tare. Ha! Gata! Da. Oh! Da. Gata. Un om foarte norocos și să primești mulți bani de la munca ta. Succes! Tati, tati, te iubesc! Te iubesc, mami, vă iubesc, sunteți sufletelul meu. E și ziua voastră, că sunteți parte din inimioara mea. La mulți ani! Să fii fericit și sănătos și să aveți cea mai tare audiență! Da, exact! Să aveți exclusiv de mult! Să mai ai exclusiv fun! Și tu ești cel mai exclusiv! Așa. La mulți ani! Vă iubesc! Ce surprize! Nu știam de ce ați plecat voi cu calculatorul de acasă, că spuneați, mergem în oraș să ne duci. Ce surpriză! Vă iubește, tati, m-ați emoționat! Vă pupăm și noi! Da, să fii sănătos și fericit și să ți se îndeplinească visul. Care este visul? Vrei să spun? Visul? Să fie prima... TV! Prima, să fie prima și exclusiv VIP să fie cea mai tare. Tu ești exclusiv Mulțumesc foarte mult, vă iubesc. Vă pupă și Cornelia și Lupu. Și-au adus aminte că ne-am văzut noi în aeroport acum 2 ani în aeroport. Vă iubește, tati, mulțumesc mult. Și n-ar fi fost ziua mea dacă nu erau ochișorii voștri frumoși. Mulțumim. Vă iubesc. Haide că vine repede tati la voi. Pa. Păi de aici ai tu puterea. A? De aici ai tu putere. Te iubește tati. De aici ai puterea, da. Asta m-a făcut în toate momentele grele, familia. Momentele în care nu știam ce și cum va fi, să Oana mă ridică, iar băiatul trebuie numai să vină pe lângă mine și voi s-a terminat. Voi sunteți o echipă și vă completați extraordinar, pentru că voi aveați și o emisiune împreună la care noi am fost invitați de foarte multe ori. Și am să spun foarte sincer, mi-e atât de dor de genul acela de emisiune, se numea Confidențial. Așa este. Eram premiați. Da. Făceam tot felul de chestii, era o emisiune la care se muncea. Trebuie să spun ceva. Dar mi-e dor de chestia asta. Suntem la începutul unui drum. Am găsit aici niște oameni extraordinari. Ne bucurăm tare. Așteptăm puțin și poate renodăm niște lucruri extraordinare care s-au făcut. Doamne ajută să facem. Toate la timpul lor. Pe unele le-am și vorbit, dar mă bucur că aici e locul în care lucrurile înfloresc, așa cum n-am mai văzut ultima vreme în televiziune. În rest, lucrurile sunt clare. Ce contează oamenii? Cu ce oameni te întâlnești? Cu ce oameni te duci la drum? Ca și în familie. Ce fel de bărbat ai? Ce fel de soție ai? Nu? Păi da. Uite ce bărbat ai! Uite ce soție ai! Să zicem plati de mine! Da. 3 minute repede o probă, doamnelor. Să vedem ce probă. Ia să vedem acum. Deci, trebuie repede să spuneți în 3 secunde la ce vă gândiți. Deci, repede. Așadar, Lupu, spune 3 lucruri pe care le faci dimineața la duș, în 5 secunde. 3 lucruri, repede. Mă spăl, mă dau cu șampon și mă barberez. Bravo, la duș. Omul se barberește la duș. Bravo, Cornelia. 3 cuvinte cu care l-a lins pe Lupu. Repede, repede, repede. Lupu, lupișorul.
Și iar lupul. Trei lucruri pe care le faci când se termină pandemia, lupul. Cânt, cânt și iar cânt. Trei lucruri care îți plac cel mai mult la jumătatea ta, Cornelia. În primul rând este foarte organizat. Vreau să mă întreb și care nu-mi plac. În primul rând este foarte organizat, e un om foarte serios și un om foarte, foarte muncitor. Este un deschizător de uși. Bravo! Ce nu-ți place? Care gura mare, nene! Da. Trei lucruri pe care le poți conduce, lupule. Te gândești cam mult. O instituție mare, îți spun eu. Că a condus. Poate să conducă și să o conducă foarte bine. O mașină bună, da? Și familia foarte bine. Foarte frumos. Și trei lucruri pe care nu poți, fără de care nu poți să te începi ziua, Cornelia. Ia zi tu, lupul, fără ce lucru? Fără telefon, fără cafea și fără ruș. Fără ruș, da? Și trei vedete care îți plac. Lupu. Fete băieți? Fete băieți. Flori, fete, firme sau băieți? Vedete, vorbim de muzică populară, da? Orice vedete. Hai, Sofia repede. Vicoveanca, Nicolae Furdoiancu. Da, frate. Ioan Bocșa. Da. Mulțumesc foarte mult. Cornelia și Lupu Rednic, doamnelor și domnilor, trebuie să spun la mulți ani și Corneliei Catanga, fiina noastră a cărui zi de naștere este astăzi, este și ziua lui Ion Caramitru. La mulți ani tuturor. Vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru această ediție. Mâine avem alte surprize. Cornelia, iuhu, și Lupu Rednic, exclusiv VIP, suntem mâine aici pentru voi.